Mergem în plan extern. Germania a confiscat mașinile unui oligarh rus. Vehiculele de lux ale lui Elisher Usmanov au fost transportate în coloană de autorități. Acesta este plasat pe lista oamenilor de afaceri ruși supuși sancțiunilor internaționale ca urmare a războiului din Ucraina. Perchizițiile au avut loc în landul Bavaria, din sudul Germaniei. Autoritățile nu au dat amănunte despre ancheta care îl vizează pe oligarh, unul dintre cei mai apropiați oameni de afaceri ai lui Putin. În septembrie 2022, poliția germană a perchiziționat pentru prima dată vila lui Alice Rusmanov din Munții Alpi. Filmările arată 5 camioane transportând 7 mașini de lux care au fost confiscate de la oligarh. După o perchiziție la vila acestuia din Alpi, colana care se deplasează sub escorta poliției se întinde pe câteva zeci de metri. Valoarea totală a mașinilor ar fi de cel puțin 5,4 milioane de euro. Autoritățile germane îl suspectează pe Uzmanov de spălare de bani și evaziune fiscală. Anul trecut, procuratura din München a autorizat perchiziționarea proprietăților din Tigersi, ale miliardarului. Dilbar, iahtul său de lux în valoare de 800 de milioane de euro, este reținut la Bremen. Uzmanov se află pe lista apropiaților lui Vladimir Putin, care au fost sancționați de Uniunea Europeană.